Aloha, prieteni, transmitem din paradis. Eu sunt Sordaciu și acesta este capitolul 85 din Clash Royale. Bine ați venit la un episod nou din această serie. Astăzi avem de deschis 7 cufere, 2 gratuite, 2 de argint, 2 de aur și un crown chest, dar toate astea la finalul episodului. Înainte să începem, nu uitați să apăsați butonul de like, să lăsați un coment și să vă abonați la canal pentru mai multe episoade noi din această serie și, de ce nu, pentru mai multe serii noi pe canalul de YouTube. După cum vedeți, avem 534 de diamante, încă așteptăm cufărul legendar să apară în shop ca să ne mai luăm încă o legendară, 67.046 de bănuți și 3200 pe 10.000 puncte de experiență plus 3068 de trofee. Să sperăm că reușim să ne menținem în arena 10, așa cum am spus-o în repetate rânduri. Aici ne este locul, sper să câștigăm măcar un match din cele două pe care le vom juca. Haideți să mergem și până la deck, să vă arăt că imediat facem Minion Horde de nivel 11, Skeleton Army, suntem destul de aproape și cu ei până la nivelul 4 și chiar și la oglindă mai avem nevoie de 6 bucăți ca să o ducem la nivelul 5. În rest, nimic nu s-a schimbat pe aici. Cum spuneam data trecută, dacă am spus, după ce fac Minion Horde, probabil o să lucrez la Valkyrie nivel 9. Haideți să jucăm primul match, să vedem ce adversar întâlnim. Nivel 10, Luis. Hai să vedem ce și cum. Aha, pus bine acolo. Punem așa. Să vedem cu cine... Ok. Nu! Hai că e bine. A rămas și Wizard-ul, dar nu știu dacă mai rămâne. Se pare că nu. Ce ai? Zap? Ce ai? Nu. Spear Goblins. E ok că mai aruncăm unul și punem și noi aici. Haide, haide ăla repede jos, că vin ceilalți. E ok, e ok, e ok, e ok. Avem un mic avantaj, cu toate că el are mai multă viață. Trebuie să gestionăm bine meciul. Ok, ai pus să ia. Facem așa. Facem așa. Trebuia să pun între. Haide, rupe și mai departe. Ok, mă, hai că e perfect. Acum o să vină cu barbarienii de elită, de aia aș vrea să-mi țin oglinda. Sigur cu ei vine. Hai că nu mai ținem. Ok. Oh, cu cine vine, frate? Hai, nu-i bine deloc. Ce prost m-am dus, frate. Ce prost m-am dus. Să merg cu ăștia în față. Hai să mergem, aruncăm și un barrel. Că nu mai are fireball-ul. Ah, nasol. M-am reușit, punem așa, o să vină cu barbarienii. Presupun. Punem în față și aruncăm barrel-ul, să-l dăm jos. Haide că se poate, acum. Strang, Valkyrie a ajuns, e bine, mă. Și acum ne apărăm. Trebuie să ne apărăm foarte bine. Perfect. A dat zap-ul, e pierdut omul. Am câștigat meciul, prieteni. Punem așa. Mai punem noi trupe pe aici. Primul meci l-am câștigat, e ok. Am mai rămas cu 873 pe turnul din dreapta, dar 1-0 la băiatul. E bine. Am primit și 6 Minion Horde de la Robert. Așa, mergem să jucăm și a doua partidă, dar vine mai pomenit dacă am reușit să o câștigăm. Sau un egal, mă mulțumesc și cu un egal. Ia să vedem ce punem. Aruncăm un barrel.
Bun. Fire Spirits, acolo vreau să zic Fireball. Pun Valkyrie, risc Valkyrie. Bune, mă știu. Hai că e bine. N-are timp să-i dea pe tot jos. Ok, muschetarul o rupe și vrăjitoarea, se pare că da. Acum o să punem Skeleton Army în curând. Ah, ce bine s-a dus cu Valkyrie. Facem rost de 7, se pare că facem. Degeaba a dat înghețul. Ok, Valkyrie a rămas puțin în viață. Hartunașul moare. A, voiam să dea o bucată. Pe ce parte să atacăm? Așteptăm să ne ajungă elixirul la 10. Ia să vedem. Dăm un barrel. Nu, o punem vrăjitoarea. Și după aia cred că aruncăm chiar acum un barrel. Punem și Ice Wizard. Hai așa, că ok. Bine, 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 bine. Am dat drumul la Hog. Am dat și săgețile. Noi dăm barrel. Încă un barrel. Hai să vedem cât se duce. Nu mai trebuia să pun Ice Wizard-ul, da. E ok. Acum asta e. Hai să vedem să ne ajungă. A ajuns. Dăm acum așa. Punem Valkyrie. Ce să punem? Bun, a rupt turnul, acum trebuie să ne apărăm. Haide, hai că n-ajunge. Se pare că o să câștigăm și acest meci, prieteni. Da, două victorii nemaipomenit. Le-am meritat pe amândouă. Și am trecut la peste 3100. Hai că e bine. 3127, un episod reușit. Dacă am mai luat și ceva din decul nostru în aceste cufere ar fi super. Hai să începem cu cele gratuite. 95 gold, avem diamante, 2, avem tombstone, avem fire spirits, mai departe, 86 gold, un battle ram, 11 barbar de elită, mergem cu cele de argint, 83 gold, un ice golem, 11 mortar, mai departe, 81 gold, un barbarian hut, 11 tesla, cele de Haur, 229 gold, un giant, un goblin hut, Valkyrie și 35 de goblini. Ultimul de aur, 244 gold, 7 tesla, 13 scheleți, 14 goblini și 4 battle ram. Și crown chest-ul ne aduce 559 gold, 3 diamante, 16 royal giant, 7 rachete, 52 de goblin și, nu cred frate, legendară, bă ești nebun, Ice Wizard, nu-mi vine să cred prieten, mă așteptam la epică și ne-a dat, fai de capul meu, ne-a dat încă o legendară din Crown Chest. Păi ești nebun, deci jur că mă așteptam să vină epica, eram în dubiu. Ori epica, ori încă un cartonaș rar. Și a venit Ice Wizard și putem să-l ducem la nivelul 2, prieteni. Wow, wow, wow. Cât de tare. Nu cred, frate. Deci pur și simplu nu cred. Uai. Mai avem și diamantele să ne luăm. Încă o legendară. Vă vine să credeți, prieteni? O să-i dăm upgrade, probabil o să
mă mai gândesc și în episodul următor, probabil să duce mai Swizzard-ul la nivel 2. Nu, încă nu vine să cred, pe bune. Wow, wow, wow. Ha. Asta e, prieteni, ne oprim aici, o să mai vorbim și în episodul următor despre asta. Sper că v-a plăcut acest episod, a fost unul superb, două victorii și legendară. Cât de tare! Nu uitați să apăsați butonul de like, să lăsați un coment și să vă abonați la canal pentru mai multe noutăți, episoade, serii noi. Eu sunt Sornaciu și până data viitoare dau cu pace. Vă aștept și în următor episod. Pe data viitoare!